Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune Pressing. După cum bine vedeți, am intrat în cadrul general, suntem la masa prieteniei astăzi. E o șuietă așa între noi, jurnaliștii, în care să mai stăm și noi și să mai bârfim așa puțin în fața privitorilor, discutând, bineînțeles, despre sport, pentru că oamenii pe care îi vedeți aici în studio sunt oameni care sunt activi în ceea ce înseamnă și partea de presă sportivă, să spunem așa, deși, cum bine se știe, în orașele mici, cam jurnaliștii fac de toate, de la economic, la social, actualitate, sport, cultură, etc., etc. Nu mai pierd vremea și vii prezint pe colegii și prietenii mei, Mircea Anghel, redactor șef ajung la săptămânalul Actualitatea, și Toni Boldureanu, redactor la Ziua de Vest. Cu precizarea extrem de interesantă, și cred că n-am vorbit despre asta, Toni, și poate o să vorbim, el este primul sau, mă rog, unul dintre cei mai vechi corespondenți ai Gazetei Sporturilor din Lugoj, încă dinainte de 89, nu? Nu. La Gazeta Sporturilor am fost colaborator așa, în perioada anilor 90. 90, era înainte? 92-96, când nu exista internetul și transmiteam prin telefon rezultatele, în special de la fotbal, dar mai exista și handbal de divizie atunci la Lugoj și asta e. Dar, de fapt, eu am debutat în presă înainte de 89, în 87, cu un articol de sport despre Supercupa Europei în fostul cotidian Drapelul Roșu. Așa. Vedeți, nu pare așa vârznic colegul nostru, domn profesor, dar văd că are ceva experiență. Cam, așa. Cam 30 de ani de presă. 30 de ani de presă. Pe domnul profesor Mircea Anghel, dacă nu știți, din, eu știu, prezența, prin prezența la competiție sportive, știți că a fost profesor de sport. Cu siguranță mulți ați trecut prin mâinile dânsului. Și dacă nici așa, știți ca un faimos, să nu folosim celebrul, rebusist, da? Și integramist în ultima perioadă, dar prefer asta cu rebusul, că știm că tot de la dumneavoastră vine teoria cu integrama, maneaua rebusului și așa mai departe. Chiar că tot vorbeam de debut în presă și de chestiunile astea, vă mai aduceți aminte debutul dumneavoastră? Da, am debutat imediat după Revoluție. La inițiativa a doi întreprinzători de la Lugoj s-a creat Lugoj Express, un ziar la care m-am debutat. A murit patronul, după 11 numere s-a dus, am dat concurs la Renașterea Bănățeană, dar acum și-am reușit, s-a făcut o subredacție aici la Lugoj și de atunci m-am plimbat până la mai multe ziare. Dar grosul la Actualitatea. Deci imediat după Revoluție, da. Vedeți, așa, pentru cineva care stă și privește din afară, zice, dom'le, cam greu să găsești așa, nu știu, profesor de sport să fie pasionat de latura asta a scriturii. Pentru că pe lângă faptul că sunteți un jurnalist deja bine cunoscut, ați reușit să editați și cărți, să scrieți și altceva decât articole de presă. Pe minte sănătoasă, în corp sănătos. Ah, da, corect. Da. Păi, Red Bull am făcut tot timpul, pentru că e o gimnastică de creier, a creierului. Dar asta cu Red Bull e mult mai veche decât... Mult mai veche. Păi, datează de înainte de Revoluție, asta cu Red Bull. Asta imediat după Revoluție. Erau ăștia patronii, cei doi, zice, mă, că tu le-ai cu asta, ai cu scrisul, hai să... Așa am încercat și m-a plăcut. Nu puteam să mă despart de scritură. Păi da, când te prinde deja... Și subitor de frumos. Scriu și poezie, și cronică literară, și humoristică. Și acum scot alt volum, Vitralii din cioburi de realitate, în curs de apariție la editură. Interesant titlu. Da. Realitatea se mai și sparge, se mai și frânge câteodată. Da. Și ne mai sparge și nouă percepția. Da, dar am luat cioburile și am luat ceva frumos să fac un vitral, știi? Da, aici e artă.
aveam la un moment dat și în Lugoș, nu era profesorul Voia, da, care era foarte bun pe treaba asta cu vitralele. Să știți că toată emisiunea o să decurg așa, sărim de la una la alta, de la cultură, la sport, de la... E o emisiune cu ziariștii. Ei cred că se pricep la toate și până la urmă rămâne de văzut. Așa că de aceea ne-am adunat aici. Toni, tu nu te-ai plecat pe partea asta de scritură. Se zice că după o vârstă, nu știu, că și eu pe mine m-au mai întrebat unii și am zis, stai mă să mai trec așa, să mai sar încolo. Să mă apuc să scriu poezii sau nu. No. Asta dacă ai microbul în tine, îl dezvolt. Dacă nu ai mușcat de microb, nu. E artificial, e forțat. Da. Și nu, să face lucruri. Acum, cel mai poet dintre noi ziariști e Nicu Silade, directorul de la Actualitatea. El e cel mai... Da. Cel mai mare scriitor în viață și post-mortem. Da. Nu scriu poezii, dar am și eu două volume apărute împreună cu doi colegi din presă, regretatul Constantin Buiciuc și Nicu Laiețiu. Da, care acum este într-o pauză. Țin minte că am avut o emisiune, scuze-mă că te întrerup, dar noi ne întrerupem între noi. Am avut o emisiune, tot împreună am fost, era și Nicolaiețu, parcă în studioul vechi, și tot așa am dezbătut vrute și nevrute. El acum este într-o perioadă de pauză competițională, să spun așa, în presă, nu? Da. Cele două volume sunt despre viața politică lugoșană, nu despre sport. Păi, la ce se pricepe toată lumea? La politică. Sport, politică, agricultură, exact. Muzică ușoară. A, și muzică ușoară. Da. Am avut un director care spunea, mă, tu ca să fii ziarist, trebuie să știi așa. Și m-a exemplificat el, nu știu cum o fi auzit el, cultură, nu știu ce am mai spus, și muzică populară. Niciodată nu m-am dat seama de unde, cred că el avea o pasiune pentru treaba asta, că nu m-am dat seama de unde venea. Păi dacă era director, normal. Pentru că cine nu greșește, nu lucrează. Cine nu lucrează, nu greșește. Da. Cine nu greșește, trebuie promovat. Și da, a fost director. A, da. Probabil că da. Da. Și eu nu știu. Bă, aici, la capitolul ăsta de muzică populară, trebuie să recunosc că nu sunt nu-i chiar... Nu-i punctul tău foarte. Da, chiar stăpân, așa. Mai știu că te mai uiți, mai prins. Că mai ales acum, cum... În ziua de azi, apropo de ce spunea și Toni Boldureanu la început, ai o grămadă de canale de informare și de comunicare, primești și muzică populară și ușoară și de toate. Nu? Și integrame văd că poți să faci pe internet acum. Da. Deci sunt simplificate. Înainte, alo, centrală, da, notați vă rog. Și ai spus cum e, pe litere, cum spuneai? Nu, pe litere. Dumitrescu. Nu, trebuie pe să litere, înțeleagă, da. Nu? Se mai poceau și numele, mă gândesc. Câteodată se mai și poceau numele, dar era o perioadă destul de frumoasă. Chiar dacă, ca să trimitem niște fotografii la Timișoara, făceam cu aparatul pe film, da, mergeam la fotograf, tăiam filmul, developam pozele, mergeam, ne rugam de... în gară, la mecanicul de locomotivă, trenul care mergea, de obicei la ora 1 era un tren, care mergea spre Timișoara, îl rugam, dădeam plicul cu fotografii, sunam colegii din redacție de la Timișoara care mergeau în gară, preluau plicul cu fotografii și deci așa... Deci asta apărau... era mail-ul de altă dată. Da. Asta s-a rusit și la renașterea Bănățeană, tot așa. Tot așa. Da. Pe principiu. Dar uite că a funcționat și s-a făcut. Tăiam bucăți de film și le-a developat, făcea... Asta cu teatru a prins-o și eu. Aveam director pe domnul Mihai Ventarne, cel care este autorul moral, ghilimele, și până la urmă și al televiziunii acesteia și al săptămânii de deșteptarea, exact, și la universitate a avut o contribuție și tot așa aveam discuții interminabile vis-a-vis de nu eu, că eram simplu redactor, redactorul șef, vis-a-vis de filme, de modul în care se consumau și tot se aruncau, trebuie să facem economie puțin. Și la chestia asta mergeam la Relu Boiciuc și băgam aparat, da, da, cu pipăiele acolo, câte cadre? 4. Pac, pac, nu știu cum măsura el acolo, cu forfecuța, tăia, developa, băga înapoi. Și materialul trimiteam în plic la chioșc. Venea, scris la mașină sau cu mâna? Cu mâna, la mașină, cum a apucat, la început cu mâna. Eu scriam extrem de urât, așa că era un chin pentru colegii mei de la tehnoredactare ca să culeagă după mine. Și păi tu ai învățat să scrie, trebuia să înveți să citească. A, da, bună. De obicei, cu mașina. Da, bună și chestiunea asta. A, da, și pe urmă, transmiteam prin fax. Tu ești celebru cu mașina ta care țăcănea la Casa de Cultură acolo cu... Da, cu un deget. Cu un deget, da. Ați scris la mașină, domnul profesor? Da, da, așa, mai puțin, da.
Dar mai rapid ca Tony. Așa repede, dar mai rapid ca Tony, da. Așa repede ați trecut de la mână la calculator, ați evoluat da, rapid, ați dat de calculator foarte repede. Da. Ei, bun, așa. Așadar, noi nu prea aveam la început, că apropo de început, așa erau mașini deschise, erau câteva calculatoare, dar se atingeau numai zeitățile, ca să spun așa, de la firmă redactare, da. Nu prea aveam... Eu fost circunstanțe, că n-am făcut până acum calculator, nu mai văd, am recuperat. Da, dar nevoia te învață, aia vreau să zic. Da, se obligă, păi da, acum ești dependent de el. Da, da. Ai o mulțime de chestiuni, adică na... Pe lângă cele de petrecerea timpului dacă liber. Dacă îl folosești sau ca auxiliar, nu ca să-ți pierzi timpul cu jocuri și cu nu știu ce și cu Facebook și cu... Bine, dar tineretul din ziua de azi numai asta face, ca să revenim la oile noastre și la sport. Din păcate, cred că aici i-am pierdut. Adică sportul pierde lupta cu tehnica asta și cu... E adevărat. Dumneavoastră, de ceva vreme ați ieșit la pensie de la catedră, da, profesor de sport, dar cred că pe ultima perioadă ați resimțit treaba asta, nu? Da, păi sigur. Vis-a-vis a interesului. Păi fenomenul e general, nu numai la sport. Tot tineretul nu e rău că e, dar abuzează, știi, și devin dependenți ca un drog, știi. Cu jocuri, cu pierd, cu corespondență, cu Facebook, cu prietenii, cu nu știu ce. El e foarte bun, că e un instrument de lucru extraordinar. Am zis că a opta minune e internetul. A opta minune a lumii, după părerea mea. Bun, da, trebuie să știți cum să-l folosești. Trebuie să-l folosești, da. Pe orice lucru folosit în exces, e dăunător. Nu? Da, drept. Bă, ce știi, aici am putea, poate găsi vă câteva care, n-ar fi rău așa să... Un bani în exces, n-ar fi rău, nu? Da, dar totuși, deși copiii din ziua de astăzi stau mult pe internet, la Lugoș cred că totuși se mai face și sport. Se îndreaptă copiii spre clubul sportiv școlar, unde se face performanță și... Da, asta este, da, este partea bună. Dar e un chin al profesorilor, pentru că eu mă întâlnesc cu ei în fiecare săptămână, fie aici în studiouri, fie în sala de sport. Și nu le este deloc ușor să-i convingă, da, exact, să-i determine să lase. Iar dacă n-au dublat sprijinul din partea părinților, le este cu atât mai dificil să facă treaba asta. E sigur. Dacă n-ai sprijinul familiei, părinților, nu poți să faci. Da, și... Și participările la unele competiții se fac cu sprijinul absolut, familiile lor. Da, niște sacrificii grozave. Da, absolut. Da. Aceia sunt copiii câștigători, din punctul meu de vedere. Nu câștigători de medalii neapărat sau de locuri întâi. Sunt câștigători așa, în general. Legat de tot ceea ce înseamnă sport, de la sănătate până la, nu știu, până la modul în care reușești să porți o conversație față în față și multe alte beneficii pe care nu ți le oferă internetul 8-a minune. E mult mai simplu, ok, dacă stai în spatele unui dispozitiv să comunici, da, ești mai relaxat. E, când trebuie comunicarea verbală față în față însoțită de gestică sau deja socializarea, da, ești un pic defazat, ca să spun așa. Și atunci, până la urmă, și aici este o teorie întreagă, ce faci copilul? Obligi sau lași cum vrea el? Da, cred că un pic trebuie obligarea de exact, determinat, așa, un pic împins de la spate, nu? Da, sigur, altfel, dacă lași după el, nu ajung la rezultate scontate. Da. Bun, discutăm despre sportul lugojan, că e o emisiune totuși de sport, în general, azi mai puțin. Cum vi se pare el la ora actuală? Și așa de aici o să mergem mai departe și cu finanțări și cu un alta. E unul dintre, nu știu, punctele reprezentative sau unul din fenomenele care reprezintă și duce numele Lugojului acolo unde ne dorim? Da, avem niște ramuri sportive, niște discipline care, într-adevăr, sunt și prin tradiție și altele care sunt pe punctul de a face tradiție. Dacă ne referim la lupte, luptele astea au fost, asta e de când lumea, că când Lugoj se știu că luptător, nu? La Sandu Blegea Țăbăcaru până la... Da, așa e. Așa și... fotbalul iar a fost, dar
și a venit, handbal a mai avut, s-a făcut pași în urmă, a făcut niște regrese formidabile și handbalul și... Dar a venit volei feminin, în schimb, foarte, foarte bun. Are și o echipă de conducere ca lumea și antrenor s-a dus și se zbace cu bani foarte puțin, că asta e paradoxul. Și așa că rezultate, uite ce rezultate sunt formidabile. Acum iară, probabil, o să ajungem play-off iară. Da, Tony? Mai mult ca sigur să ajungem play-off. Eu zic că sportul lugojan este în grafic. Din punct de vedere al performanțelor sau din punct de vedere, nu știu, al participării publicului, al finanțării, al, așa ca să deviem. Deci, din toate punctele de vedere, este în grafic. Adică, performanța este mai mare decât este finanțarea. Da, mă bucur că și voi spuneți treaba asta, pentru că și eu am susținut-o și aici nu e o chestiune legată doar de ramură sportivă. În genere, sportul lugojan, pe toate palierele, își depășește condiția de... Sigur că de, da. De investițiile care se fac ei, da, prin eforturi personale, prin voință. Păi să vei o fată să o duci la volei când are, merge afară, plătește în euro și nu cu orizanțe, nu știu ce. Și aici totuși aveți capacitatea de a le convinge, să le țineți loturi valoroase. E, până la urmă, orașele mici și echipele mici te Blaju, ce-a făcut minuni, Blaju. Au șansele astea să, să fie o rampă de lansare. Și cred că, până la urmă, fetele sau sportivii care vin nu neapărat la volei, conștientizează treaba asta, că au un loc de unde pot crește, de unde se pot lansa. Și ca să vă dau un exemplu apropo de volei, Tony, să nu-ți uiți ideea, că vrei, văd că vrei să spui ceva. Crista de Ghis, da, american, da, cea care a fost 3 ani la Lugos, acum joacă în campionatul Germaniei, pe euro mai mult decât a jucat aici. Și deja are 3 etape, MVP-ul etapei, cea mai bună jucătoare a etapei în campionatul german. Nu e... Da, nu poți chiar așa valoroasă când vinți aici, aici la drumul. Exact, a crescut aici. Exact, da. Tony. Deci rămânând la volei, faptul că există o echipă în prima ligă e mobilizator pentru copiii care vin din urmă. Și se vede aceasta, deci dacă ne uităm în clasament, mi se pare că toate echipele de la clubul sportiv sunt școlar sunt pe primul loc. Exact. Mini-volei parcă e pe locul 2, dar... cu calificare în semifinale. Da, baza piramidei este formidabilă și nu lipsește nicio verigă, oricând. E fata asta de 14 ani, nu? Care da, da, Georgiana Popa. Georgiana Popa care deja... Da, vin din urmă, exact. Vin din urmă, vin din urmă. Că... Așa era și la handbal, dar nu știu, s-o rup niște verici, acum se schimbe. Apropo de handbal, handbal a fost... handbalul, cred că este în continuare unul din sporturile noastre preferate. Știu că v-am văzut de foarte multe ori la handbal și, păi da, și la Gavoșdia v-ați dus când era echipa, păi la Gavoșdia, da, și ați umblat după ei. Da, păi să vezi pe Gruia jucând aici să dea un gol, nu la lucrul, la Gruia când era el, asta l-a ținut, Grangure, Bufi, nu a mișcat, un gol o dat, mă. Un gol o dat Gruia, țin minte pe terenul la Trand, afară. Terenul a fost încărcat de istorie. Acum e bazinul acoperit acolo, dar acolo multe povești frumoase ale, da, ale sportului s-au scris. Acum, echipa URSS-ului, da, a jucat acolo. Și Japonia. Noi, de exemplu, am jucat, eu am făcut și basket, și am ieșit campion județean și ne-au dat medalele în pauza meciului Timișul Lugoșul selecționată Japoniei. Au bătut Timișul Lugoșul selecționată Japoniei. Dar știți cum e. Așa că Timișoara, că Timișoara se leagă în fotbalului românesc, dar din păcate a rămas în leagăn, așa și la noi unele au rămas în leagăn. Da, da, vina principală aici, adică vina, așa într-un ghilimele, este clar, na, lipsa de, de finanțare, care toate duc. E foarte greu să faci și sunt puține echipe în România, în majoritatea de disciplinelor sportive, care să poată să-și permite să facă doar cu proprii jucători. Păi nu, e globalizare pe exact, tot, exact, sport, e fenomenul general. Păi m-am uitat, asta 4 români ce au Sârgoviște. 4 și restul 3. Exact. Negrese, și din 4 au jucat 2-3, depinde. Caluța aia care da, e da, în lotul național și nu știu ce. Da, exact, exact. Bun, ok.
Târgoviște, să spunem că nu are niciun centru foarte solid de junioare ca să vină din spate. Dar sunt. Da, uite, mă gândesc la Târgu Mureș, care abia acum joacă doar cu românce pentru că nu mai au bani și nu mai au finanțare. Ei au fost tot timpul centrul numărul 1 din România în ceea ce privește jucătoare românce. Și n-a existat până anul ăsta să nu aibă 2-3 străini în lot cu care să facă ceva. Deci în acest context și ideea de a înființa o echipă de volei de divizia B mi se pare excelentă. Da, ca să joace, să joace cele tine. Să aibă da, exact. Meciuri în picioare. Păi dacă și asta... Da, meciuri în picioare, cum se zice. Da, și asta trebuie să se înțeleagă. E destul de greu să iei o junioară, da? Pentru că, uite, acum am avut două. Una la ultimul meci de volei. A intrat Alexandra Panțăru în locul Alexandrei Zeticiarin, care a suferit o cădere de calciu, și a mai jucat și Georgiana Popa. E foarte greu să le iei așa de crude și să le arunci într-un meci de prima ligă cu, nu știu, cu Târgoviști sau cu jucătoare de astea care joacă pe 1000 de euro și care... au experiența și sare. Diferența de valoare, poate să clacă da. De psihic. Da. Băi, dezamăgită și renunță, poate să rugă la renunțare dacă... Trebuie așa, gradual, băgat în lupte, nu bacul... Da. Știu că am cochetat și-o cu luptele. M-am dus la lupte, era la Voința sus. Și mă dă lui Horvat. Horvat era campion european ăsta Tibi Horvat. Da. M-a aruncat de vreo 3 ori în cap, așa mult. N-am mai venit a doua oară. Păi nu așa se face. S-au gătat cu luptele. S-au gătat cu luptele. E, lupte am făcut și eu. Și eu le-am terminat rapid, dar nu că aș fi vrut eu. Aici a fost impunere din partea familiei. Maică-mea, de fapt, că ea era șeful... Dictatorul. Ginta matriarhală, da, dictatorul. Era matriarhat. Da, matriarhat curat, clar. Și am venit de vreo două ori acasă, odată cu buza spartă și odată cu deștile zdrelite, că vorba aia, când ești Rocky în sală sau Rambo, mai pățești și de păi genul ăsta. Cum, nu? Și nu știu ce, nu, păi de tu deja... Te desfigurează. Prea de tot vii. După vreun an de lupte, când am început și eu să prind un pic de... Chiar gata, fă altceva. Nu, acolo era ideea așa, că dacă îți place luptele, treci pe asta. Păi numai de-aia am fost ca un manechin din arașă. Da. M-au dat în cap de două ori. Nu am știut cum să procedez. Sparim partenă. Da, Vanea, apropo de lucrul ăsta, Emil Vanea, antrenorul de lupte, a făcut așa. Noi am început luptele, eram cu Moza, care a fost un tip mai boem, așa, mai, cum să zic, mai aproape așa. A venit Vanea, el încă 30 ceva de ani, abia se retrăsese sau nici nu se mai lupta așa din când în când, bine făcut, mustața neagră, atât, a venit antrenor. Și am început să facem antrenamente cu el și dă și ea și la un moment dat, nu știu ce, repetam o intrare la coapse, ceva cu ridicare, chestiune de genul acesta. Și făceam cum o fac copiii care sunt acolo, nu prea au echip de antrenament. Și eu zic, stai că-ți arăt de cum se face. Și exact cum spuneți dumneavoastră, a făcut intrarea, m-a ridicat undeva la etaj superior, din punctul meu de vedere, că eram puștana. Și mi-a dat drumul de acolo pe saltele. Saltele era, nici măcar nu erau ca acum, din Bureț, că-s Bureța. Da, atunci erau cărpe, așa. Gemotoceau, așa. Picai ca pe beton. Am picat de două ori acolo. Dar nu m-am lăsat. Am învățat corect cum să fac procedeul, că n-am avut ce să fac. M-am dat seama că dacă mai arată de două ori, nu mai am chef. De lupte. Și am trecut la handbal, apropo de care, într-adevăr, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Sporturile astea cu mingea sunt mai atrăgătoare, știi? Sunt mai decât sporturile individuale, să zic așa. Bun, da, acum, teoria aia că atletismul e regina sportului, până la urmă, e vandabilă și valabilă. Da. Că e ca bază, indiferent ce sport acum, faci. Acum asta, vezi, la atletism, am uitat să amintim. Să facem niște progrese, acest Adrian Vrudnic este pasionat. Cred că și ziua și noaptea numai sport visează, atletism visează. Și are și rezultate palpabile. Da. Și la atletism, la lungul... În condițiile în care... Antrenamentele... Condiții de pregătire... Exact. Vitrege, știu de câte ori au luat la el și-a plătit la copii drumul până la București sau nu știu ce. Da, bun, ăștia cum să zic, până la urmă s-au mai găsit fonduri, s-au mai decontat, s-au dat după. Da. Cum se descurcă fiecare nivelul de CSS-uri. Dar faptul că reușești să te întreci și mai mult decât să câștigi în fața unor centre care dispun de stadion de atletism, de sală de atletism, e așa, minunat, exact.
Bacău, nu știu, Constanța, mai sunt, care au exact locuri specializate unde poți să te pregătești. Noi avem un stadion care are o pistă... Pistă falsă. Exact, pistă falsă, da. Calarebus. Calarebus, da, cu pistă falsă, da. Cu gropi, iarbă și orice. Și în rest n-ai de sărituri, n-ai nimic. Și cu toate astea, uite că... Că se reușește. Omul simțește locul. Da. Adeverește încă o dată. Da. De obicei așa se întâmplă la toate secțiile. Da. Gimnastica, uite, nu? Da. Avem un alt exemplu. Da. Avem o sală, dar o știți bine, sala de lupte și gimnastică. Da. Nu e... Și unde s-a reușit ca un sportiv de la Lugo să intre în primii 10 la sfârșitul anului trecut. Da, în topul federației, la Rafael Sabo, despre el e vorba, da. Da. Bine, aceștia au norocul, în ghilimele, că pleacă foarte repede din Lugo și se duc la lotul național și acolo, într-adevăr, condițiile sunt de pregătire. Sunt alte condiții de pregătire. Da, sunt altele. Judo, nu a fost inexistent la Lugo și unde s-a ajuns? Da. Vicecampioană. Judo e o creație la Lugo și a regretatului Batcai, profesorul, da. Batcai. Care el, cred că are meritul de 100%, da, așa, da. Din... Da, cu, da, siguranță. Ceea ce știm noi, a început pe la clubul elevilor, clubul, da, copilor, da, da. Se numește acum, în 70 și ceva, și după aia, uite, a reușit să îi pună judo ca disciplină în CSS Lugoș, cu performanțe notabile. Și, uite, păi cum nu? Ce campion olimpic? Da, medalie de cine se gândea? Și acum zilul asta vine tare din urmă. Da, da, perspectiva, da. Da, sunt câțiva sportivi tineri de mare perspectivă, apropo de lucrul ăsta în Lugoș, da? La voleu avem pe Georgiana Popa, care chiar are perspective, la judo Mazilu, la lupte feminine. Da, lupte feminine Roxana Țif, gimnastică e Rafael Sabo și am dat așa doar câteva câteva exemple. S-ar putea să mai fie și altele acum, dacă ratăm vreo nume, ne cerem scuze, nu o facem cu intenție și nici nu vrem să umim. Mai greu e sporturile de echipă, pentru că aici vârfurile se văd mai greu, trebuie să fii chiar, da, foarte talentat. Ansamblu, trebuie să intri în ansamblu, mecanismul e altfel. Mai individual să arăți valoarea ta, da, pur și simplu. A fost și, și o mulțime de discuții pe chestiunea asta. Uite, Timișoara, de exemplu, ei s-au despărțit, au rămas sporturile individuale, au rămas într-o organizare de club și sportul de echipă în altă organizare, ce se bega. Pentru Lugoș cred că e un pic cam mult, pentru că, na, orașul fiind mai mic, să despart CSS-ul în două, no, deja devine un pic mai, da, mai complicat și mai ne la loc. Și așa sunt destule probleme. Da. Se discuta la un moment dat de preluarea CSS-ului de către primării. Nu știu dacă ar fi o soluție. Nu, nu. Prea multe, păi, că pe primărie. Da. După aceea se treacă în administrarea Consiliilor Județene. Poate aici n-ar fi chiar imposibil. Poate. Mă gândesc. Eu nu știu și Consiliul ăsta județean cum funcționează, că n-am dat nimic finanțare pentru sportiv sau întârziază, nu știu ce. Anul trecut, parcă, sau da, doi ani. Am avut ghinion, ghinion. Să zic așa, nu? Că se mai întâmplă și lucruri de-astea. Fără bani nu se poate, fără finanțare. Păi sportul nu mai e sport de mult, e o industrie. Și în industrie trebuie să investești noi. Da, și la noi încă finanțarea, în proporție de 80-90%, e din bani publici. Da. În momentul de față, și aici e o teorie clar palpabilă și verificabilă. Dispariția surselor publice de finanțare a sportului are însemnat dispariția sportului. Cred că sunteți de acord. Da. Păi da, păi dacă nu s-a înființat acest club sportiv municipal, îți dispăreau niște... Păi da, dar uite, că sunt mulțime de exemple. CSM București, da? Da. Și CSM București, vorbim de nivel de finanțare, da, imens. Adică dacă își prinde să dea 200.000 de euro pe an unei sportive, Neagu, care chiar cred spre 300 are, dar mă rog, merge în limita de jos, vă dați seama ce bani sunt acolo. CSM Târgoviște, da? Tot club sportiv municipal. Blaju din Volei Club Alba Blaș s-a transformat în CSM Alba, da, Blaj. Deci și ei s-au organizat tot pe principiul ăsta, pentru că nu rezistă.
să, până la urmă și la lupte, da? Steaua club departamental, Dinamo Brașov cum era club departamental. Bun, acum aici am mai scăzut numărul de cluburi, au mai rămas câteva, puține. Da, noi nu avem rezultate la nivel național, în competiții internaționale, nu mai la un campionat european, nu mai un Berceanu, cu la bătea toți, nu știu ce, nu mai. Eu mi-am amintesc de anii 90, acolo știți amândoi că deja cochetați, chiar înainte de 90, ce însemnau competiții de lupte și câte echipe erau. Da. Nu știu, 12 echipe, prima, în Superliga. Da. Deci era campionat, nu? Da. De 3 ori și nu știu ce, când exact, categorii, exact, nu știu ce, câștigi, dar nu. Mă amintesc o dată, a fost o dată Naționala Germaniei, RFG-ul, la teatru, da, cu Naționala României. Și era unul Dolipski, la Dinamo, era monstru, era 150 de kilograme de cadea. Și toți s-au împins cu neamțul tot acolo pe scenă, la teatru. Au fost luptele respective. Și unul care e din sală, zice, hai bă, luptă-te, bă, după când tot lotul și nu te lupți nici cât unul. Și atunci, cum e, nu știi. Da. Amândoi, nu s-au apucat, că n-avea cum să stăjarul din Borges să-i mofă lângă. Ați fost, ați prins competiția teatru, ați fost acolo? Da, păi spun așa, a fost acolo, RFG-ul era. Înainte era, uite că tot așa parfumul de altă dată al sportului, ții minte cum venea lumea și mergea, vedea polo. Polo, da. Da, la bazin trecea gardul, ca să zic așa, ghilimele. Handball, da, tot în strand acolo pe de Timișu și pe aia fugeau la stadion să vadă fotbal. Da, păi era... Așa un, da. Da. Păi de câte ori am fugit de la... Ăsta, de la handball cu bicicleta pac la fotbal, că începea la 11, ăsta nu știu ce, da, și mai... Exact, da. Da. Da, era așa, era o chestiune și am mai prins și după anii 90, când am avut echipa aceea de handball, da, despre care spuneai că trimiteai corespondențe, da? Tot atunci era... cu fotbalul la concurență. Da, la concurență. Da. Și era așa un val de lume care se ducea acolo la fotbal, stea prima repriză, da, venea la handbal, că am avut trupă bună atunci, am venit Timișoara. Acum a da, fost o conjunctură. Sala arhi plină. Exact, a fost o conjunctură, dar fericită. Fericită, da. Numai pe principiul ăla, exact ce spune Tori Boldoreanu. Și asta mă amintesc că noi vorbim de dorința copilor de a face sport și de pasiune, dar s-a pierdut și pasiunea din partea publicului. Da. Nu mai e publicul ăla numeros, nici la fotbal, nici la handbal, nici la volei, nici la lupte, nici la nimic. Nu mai e comod. Lumea a devenit așa de interesantă după această hărmălaie din decembrie, cum îmi place mie să-i spun, că nu cu revoluția. A venit așa de urât, sufletește, se dușmănesc, se invidie, tot așa. Nu mai e interes pentru nimic, așa, nu știu. Alterat așa, genul ăsta. Nu știu de ce, pentru că, până la urmă, da, zicem noi că suntem balcanici, că nu știu ce. Poate ar trebui să fie mai efervescent, că suntem mai efervescenți decât sunt nemții sau eu știu care sunt calmi, așa, și ia vol, mai bea o bere, mai mâncă un cârnaț sau o competiție, o chestiune de genul ăsta. Pentru că, uite, eu am fost și prin Serbia, am fost și prin Bulgaria, că acum, de voie de nevoie. Da. Și acum mai vezi cum se implică și toată sala se transformă într-o galerie și vin și, ca să nu mai spun că la ei competițiile contra cost, adică nu te duci ca la noi pe gratis, la noi dacă pui 5 lei biletul, nu, la orice disciplină, jumătate din public nu mai vine, nu? Păi da. De asta spun, de unde, nu știu, de unde diferența asta, de unde mai lipsa asta de a trăi. Uite, de exemplu, sârbii ăștia, când s-au spart, atâtea republici, uite, tot au și la polo, și la basket, și la... Tot au și la fotbal, și Croația, și... Da. Și n-au atâta jucători ca noi, că legitima sau nu știu ce. Și uite că au totuși, au, nu știu, au ambiție. Așa, da. Specific nației. Au gena asta. Da. Și mentalitatea diferă, până la urmă. Păi mentalitatea, sigur, că da, contează enorm. Și asta e importantă. Și aici mentalitatea e și la public, și la sportiv. Lasă că merge așa, lasă seara așa. Da. Aurea mediocrită.
promovam, apropo de acest lucru, promovam meciul de vole, pe, că toți facem treaba asta pe site-uri și așa mai departe. Și undeva a apărut un comentariu, da, eu aș veni la sală, dar nu pot să vin, că nu suport cum strigă crainicul ăla, adică eu. Și face gălegea. Acum nu că la urmă, complimentezi, ești mare câștig, mă, pentru... Mulțumesc, dar până la urmă asta e ideea de atmosferă, adică de aia te duci, dacă vrei să te duci la ceva calm și știi, te duci la un concert, păi te duci la teatru, te duci la... Sigur că da. Acolo, aia ar trebui să vii direct, porni pe chestia asta, mă duc, strig, păi, hai să facem gălerie, hai să aplaudăm. Hei, la noi nu prea e obiectiv, publicul vine, se uită, într-adevăr că nici nu comentează, să zic, pe partea altă, pe contră, să nu știu ce, dar nici nu stau așa și... Exact. Da, trebuie împins de la spate. Da. De puțină ori se trăiește momentul. Da, 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 da. Când merge echipa, se dară și ei, dar când, se ajută atunci. Exact. Când nu merge, atunci aplaudă și încurajează. Da, da, asta e ideea. Bun, hai să facem, să discutăm așa despre sporturile noastre seniori. Hai să începem, dacă tot suntem la volei, cu voleiul, cum vi se pare că stă, cum vi se pare că merge... Toni, tu ai spus că e în grafic totul, dar hai să o analizăm puțin. Da, e în grafic. Mi se pare obiectivul a fost locul 6. A fost 7 chiar, dar 6 ni le-am impus noi, așa am zis că... Care este foarte aproape să se îndeplinească. Deci mai e nevoie de o victorie la Târgu Mureș. Posibilă. Posibilă. Nu știu dacă un punct ne ajută, dar oricum Dinamo nu cred că o să... Și un punct ajută, ba dacă la raportul setaverajului și punctul cred că stă mai bine decât, stă mai bine decât Dinamo. Care ar trebui să bată pe Știința Bacău în ultima etapă, care da. Sau 3-1. Sau 3-0, că trebuie și setul, că dacă noi luăm un punct, dar nici cu 3-0 nu fac nimic. Asta cu voleiul ăsta s-a făcut așa o simbioză extraordinară între președintele Dan Brudu, tu vicepreședinte, antrenor, și e ca o familie. Mai. Am văzut Sârbacele astea când a plecat, a venit aici, a dus cadou la toată echipa, a venit să vadă un meci aici, la turneu sau nu știu ce. Da, da. Ca o familie, s-a creat un spirit așa și o atmosferă foarte sănătoasă și foarte, nu știu cum ați reușit, dar e meritul vostru ăsta. Și... Până la urmă, cum să zic, că asta e singurul lucru care, atunci când nu ai disponibilități mari financiare, poți să reușești să faci. Așa să le ții ca într-o familie și să scoți un pic prietenia și în afara terenului. Să sigur că da. Contează enorm. În multe, da. Echipa de anul ăsta comparată cu cea de anul trecut, cum vi se pare? Ați fost, sunteți în sală acolo aproape la fiecare meci. Mai chiuliți așa de câteodată din motive obiective, dar la masa presiei sunteți prezenți de fiecare dată. Cum vi se pare? Ca evoluție, ca determinare, ca ce vreți? Cum? Nu știu. Dacă este mai sudată. Cred că aici mai trebuie puțin lucrat. Da, da, vreți să nu le poți ține când se le omogenizează. Da, de obicei să stă un an. Contractele se fac pe un an. Da, mai ales la străine nu ai ce... da, da, și atunci... Nu ai ce să faci. Deci, mizăm pe locul 6, da? Rămânem pe locul 6 și vedem... 99% e locul 6. Spectacol. Domn profesor, ai gândirea să te spun mai exact cu... Păi eu zic că e cel puțin la fel de valoroasă ca echipa de anul trecut, dar parcă puțin mai valoroasă și mai infuzia să tineret iară. Vă place? Îmi place. Și arată bine, trebuie să spunem. Trebuie să luăm publicitate. Și uite, da, bine. Trebuie să luăm publicitate. Vedeți cum trece timpul. Așa când vorbim așa la șuietă, la relaxare, timpul trece, leafa merge sau nu, rămâne de văzut, doamne și domnilor, o emisiune... Într-o discuție, cum spuneam, relaxantă cu doi dintre colegii mei din presa lugojeană, profesorul Mircea Anghel, redactor șef adjunct la Săptămânalul Actualitatea, și Toni Buldureanu, redactor la Ziua de Vest. Publicitate și revenim.